Ziua, vă salută Tatiana. Astăzi voi lucra un proiect la cererea dumneavoastră. Vom face o gâscă amigurumi. Pentru aceasta eu voi folosi firul Bravo de la Schachenmeier, de culoare albă și de culoare portocalie. Voi folosi croșetul cu numărul 3. Apoi vom avea nevoie de melană, de fir despărțitor sau clămiță despărțitoare, acul pentru cusut lână, foarfece și, nu în ultimul rând, o pereche de ochișori pe care apoi vom aplica lucrării noastre. Fiind prezentate materialele, eu propun să începem să lucrăm și vom începe în cercul magic, o floricică mică aici, așa. Deci, în cercul magic voi face un număr de 6 piciorușe scurte. Avem 1, 2, 3, 4, 5, cel de-al șaselea. Vom închide cercul magic. Vom închide acest rând cu fir alunecat și vom continua lucrând în corespondența fiecărui picioruș o înmulțire. Deci, la sfârșitul rândului vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. Rândul următor vom continua lucrând un picioruș scurt, iar aici vom pune clămița despărțitoare sau firul despărțitor, deci un picioruș scurt urmat de o înmulțire. Vom lucra pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte. Vom continua lucrând 2 piciorușe scurte urmate de o înmulțire. Vom lucra pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului ne întâlnim cu un număr de 24 piciorușe scurte. Nu uitați clămiță despărțitoare. Vom continua lucrând un rând de 24 piciorușe scurte, deci fiecare picioruș îl vom lucra așa cum se găsește. Iar noi ne întâlnim la sfârșitul rândului. Vom continua lucrând 3 piciorușe scurte, 1, 2, 3, urmate de o înmulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 30 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând 5 rânduri de câte 30 de piciorușe scurte. Deci fiecare picioruș îl vom lua în modul în care se găsește și vom lucra 5 rânduri, iar noi ne vom reîntâlni. Vom continua lucrând 8 scăderi consecutive. Deci vom intra doar prin prima parte a 2 piciorușe și vom face prima scădere, punem clămița și vom continua. Aici avem una, două, trei, patru, cinci, șapte, cea de-a opta scădere,
iar apoi, până la sfârșitul rândului, vom face piciorușe scurte. Ne-au rămas un număr de 14 piciorușe scurte până la sfârșitul rândului și vom lucra picioruș cu picioruș. Noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Ajunse la capătul rândului, vom face 4 scăderi consecutive. Prima și vom pune firul despărțitor. Prima scădere. Cea de-a doua. Cea de-a patra scădere. Vom continua cu două piciorușe scurte. O scădere. Din nou două piciorușe scurte, urmate de o scădere. Două piciorușe scurte, urmate de o scădere. Deci de trei ori am lucrat două piciorușe scurte, urmate de o scădere. Iar până la sfârșitul rândului vom face piciorușe scurte. Și obținem un total de 15 piciorușe scurte. În acest moment, noi vom continua rândurile următoare, pentru că vom face 3 rânduri de câte 15 piciorușe scurte. Deci vom lua fiecare picioruș așa cum se găsește și vom lucra 3 rânduri în acest fel. Iar noi ne vom întâlni la sfârșitul acestor rânduri. După ce am lucrat cele 3 rânduri de câte 15 piciorușe scurte, am umplut căpușorul cu melană. Acum voi continua lucrând 2 piciorușe scurte, firul despărțitor, în corespondența primului picioruș, apoi vom face o scădere. Și vom continua cu un număr de 11 piciorușe scurte până la sfârșitul acestui rând. Iar noi ne întâlnim la sfârșitul rândului. Vom continua lucrând un picioruș scurt, urmat de o scădere. Iar apoi vom continua cu 11 piciorușe scurte până la sfârșitul acestui rând. Vom continua lucrând 2 piciorușe scurte. 1, 2, pune firul despărțitor. O mulțire. Continuăm cu 4 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, o mulțire, 4 piciorușe scurte, 1, 2, 3, și o înmulțire. În acest moment am obținut un număr de 16 piciorușe scurte. Rândul următor, noi vom lucra 16 piciorușe scurte. Deci vom lucra fiecare picioruș așa cum se găsește. Deci 16. Noi ne întâlnim la sfârșitul rândului. Vom continua rândul următor lucrând un picioruș scurt. Punem clămiță. O mulțire, apoi
Vom repeta de 4 ori. Un picioruș scurt, o mulțire. Deci pentru un total de 4 ori vom avea un picioruș scurt urmat de o mulțire. Avem 3, iar acum cea de-al patrulea picioruș scurt și cea de-a patra mulțire și vom continua cu piciorușe scurte până la sfârșitul rândului, când vom obține un număr de 20 de piciorușe scurte. Deci, un total de 20 de piciorușe scurte. Și noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. Vom continua lucrând 8 piciorușe scurte, 1, cel de-al doilea, să nu uităm clămița, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apoi vom continua lucrând un total de 10 înmulțiri consecutive. 1, cea de-a doua, cea de-a treia, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cea de-a 10-a mulțire, 2 piciorușe scurte cu care am ajuns apoi la capătul rândului și am obținut astfel un număr de 30 de piciorușe scurte. Următorul rând, noi vom lucra aceste 30 de piciorușe scurte așa cum se găsesc. Deci, picioruș cu picioruș. 30 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând 11 piciorușe scurte. Punem clămița. Am făcut deja primul picioruș și vom continua până la 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Acum voi face o înmulțire. Și voi continua cu 2 piciorușe scurte. 1 înmulțire. 1. Iar aceste 2 piciorușe scurte, o mulțire, deci această secvență trebuie să o lucrăm de 5 ori. Deci am lucrat-o odată și vom continua din nou. 2 piciorușe scurte, o mulțire. Deci pentru un total de 5 ori. Iar noi ne vom reîntâlni. După seria de 5, unde am lucrat 2 piciorușe scurte urmate de o mulțire, am ajuns aproape la finalul rândului cu 2 piciorușe scurte. Le vom lucra și pe acestea și am obținut un total de 36 de piciorușe scurte. Acum noi vom face un rând de 36 piciorușe scurte așa cum se găsesc, fără mulțiri, fără... Deci 36 piciorușe scurte. Vom continua lucrând un număr de 5 piciorușe scurte, 2, 3, 4,
după care vom face o mulțire. Vom repeta astfel pe întreg parcursul rândului și la sfârșitul acestui rând vom obține un număr de 42 de piciorușe scurte. Acum vom face un rând de 42 piciorușe scurte, deci vom lucra fiecare piciorușă așa cum se găsește. Pentru următorul rând vom lucra 27 piciorușe scurte. Deci 27. După ce am lucrat 27 piciorușe scurte, vom face o scădere și vom continua cu 14 piciorușe scurte. Continuăm rândul următor, lucrând 28 de piciorușe scurte. Deci 28 și ne vom întâlni după ce lucrăm acestea. Vom continua cu o mulțire și până la sfârșitul rândului vom face piciorușe scurte. Vom lucra din nou 28 de piciorușe scurte. 28. Noi ne vom reîntâlni după ce am lucrat cele 28 de piciorușe scurte. Vom face două înmulțiri consecutive. Deci în următoarele două piciorușe scurte vom face câte o mulțire, iar până la sfârșitul rândului continuăm cu piciorușe scurte. Pentru rândul următor vom lucra 29 de piciorușe scurte. Iar noi ne vom întâlni după aceste 29 piciorușe scurte. În următorul picioruș vom face o mulțire, iar apoi vom continua cu piciorușe scurte până la sfârșitul acestui rând. Vom face ultimul rând de mulțiri, însă vom începe cu 30 de piciorușe scurte. 30. Acum vom face din nou o mulțire și vom continua cu piciorușe scurte până la sfârșitul rândului. Voi continua următorul rând lucrând 5 piciorușe scurte urmate de o scădere. Deci voi pune aici semnul și voi lucra. Am deja 2, 3, 4, 5, iar acum voi face o scădere. Voi continua în acest mod până la sfârșitul rândului. Iar noi ne vom reîntâlni pentru a continua. Voi continua lucrând un număr de 6 scăderi consecutive. 6 scăderi consecutive, avem 1, 2, 3, 4, 5, de 6, iar până la sfârșitul rândului vom face piciorușe scurte, așa cum se găsesc. Iar noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Vom continua lucrând 3 piciorușe scurte, 1, 2, 3, urmate de o scădere. Vom repeta pe întreg parcursul rândului în acest mod. 3 piciorușe scurte, o scădere. 1, 2, 3, urmate de o scădere. Iar noi ne vom întâlni la sfârșitul rândului. Acum vom lucra un rând de piciorușe scurte așa cum se găsesc. Picioruș cu picioruș.
ajunse în acest punct, eu am umplut jucăria noastră cu melană și mă voi opri aici. Voi continua cea de-a doua parte a tutorialului și, bineînțeles, în cea de-a doua parte a tutorialului vom finaliza lucrarea. Dacă v-a plăcut ceea ce am lucrat până acum, vă rog să lăsați un like, un comentariu. Acestea mă ajută foarte mult în creșterea comunității. De asemenea, vă mulțumesc pentru comentariile dumneavoastră, pentru like-uri, pentru vizualizări și mă despart de dumneavoastră ca de fiecare dată cu aceleași cuvinte. Vă îmbrățișez cu drag, vă iubesc pe fiecare dintre dumneavoastră și vă doresc o zi minunată. La revedere, vă salută Tatiana!